Conformitatea cu prevederea articolului 133 aliniat 1 și articolul 134 aliniat 1 litera A și aliniat 5 în funcția primarului Consiliului de 13-a 7-a a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local de Iutiu pentru data de 18-a 7-a 2023. În această ședință lipsesc doamna Stanciu și doamna Geamboc și domnul Oprea. Ședința este legală constituită. Rog doamnele și domnul consilier, dacă au un interes personal în problemele de dezbateri care ar putea să le influențeze obiectivitatea, să se abțină de la deliberare și de la adoptarea hotărârilor. Sunt președinte, vă rog să modificați ordinea de zi. Bună ziua, domnule șeful ordinii de zi. La punctul 1 avem aprobarea procesului verbal din ședința la ședința ordinară a Consiliului de Legiu din 29.06.2023. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare la SCE Ecosud S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tarifului de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul alături pentru semestrul 1-2023 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestui activități. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind neasumarea de către OAT Elegiu a responsabilității organizării și de rulării proiectelor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția serviciilor pentru predarea măsurilor educative aferente programului pentru școli a României pentru perioada 2023-2026. Inițiator primar. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz pentru suprafața de 2 metri pătrați și a dreptului de ocupare temporară pentru suprafața de 385 metri pătrați din domeniul public în favoarea SC Delgaz Vir, S.A. Târgu Mureș. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții, rectificarea bugetului pe anul 2023 și la numărul 7, diverse. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Vă mulțumim. Trecem la proiectul numărul 1. Proiect aprobarea din procesului verbal la ședinței Consiliului Local Elegiu din 29.06.2023. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Unanimitate, mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare la Ecosud S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Inițiator primar, domnule. Prin hotărârea AGA-ADIS s-a stabilit ca tarifele pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile să se stabilească în vederea compostării, să se stabilească pe o perioadă de 6 luni. Este supus aprobării proiectul de hotărâre pentru perioada iulie-decembrie pentru tariful de facturare, pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării într-un quantum de 443,46 lei tonă, exclusiv TVA, pe o perioadă de 6 luni. Iar tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării cu un tarif de facturare de 194,52 lei pe tonă fără TVA. Dacă avem discuții pe acest subiect, practic aici nu te face prea mult, noi suntem în minoritate, suntem conști că avem serviciul nostru și suntem cele patru OAT-uri cu serviciu propriu. Fiind în minoritate, putem să ne abținem sau să aprobăm. Oricum, taxa de vânzare de care avea rămâne aceeași. M-au propus-o la 6 luni pentru că cu siguranță urmăresc ca din 6-6 luni să crească tariful ăsta. Ținând cont de prețul, de motorile, eu știu, pe multe au scăzut, știu eu, au crescut salariile.
siguranță că e și scopul. Pentru că m-a s-a făcut la una de zile. Da. Dacă aveți voi oase. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul 1-2023 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Așa cum am spus. Conformitatea cu prevederile ordonanței 28/2008 privind registrul agricol, semestrial, compartimentul agricol prezintă profil local, stadiul datelor de înscriere în registrul agricol și un program de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Ați primit materialul, ați văzut că aduce sum favorabile pe acest proiect. Da, avem discuții la punctul ăsta. Supunem la vot cine este pentru. Abțineri, împotrivă. Mulțumim. Trece la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind neasumarea de către OATI Legiu a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor și acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2024. Inițiator, domnul primar, domnul primar. Puteți dezvolta un lift? Da, pot dezvolta. Printr-o adresă a Consiliului Județean, mi se solicită asumarea sau neasumarea de către comună a derulării procedurilor de atribuire a produselor în școli. În situația în care ne asumăm, urmează să facem noi procedurile de achiziție publică pentru programele de face Consiliul Județean. Sunt programe derulate prin Consiliul Județean. Da? Nu este niciun avantaj dacă noi am fi. Păi nu, că sunt o nu, dar nu avem noi bani. Banii sunt la Consiliul Județean, oricum. Cea mai importantă e achiziția laptei cor. Deci o valoare foarte mare, se face o licitație de nivel de județ, cei care participă, banii vin prin ei. Toată lumea primește aceleași produse. Dacă ne-am asumat, fie ar trebui să organizăm noi și cu regulă. Se recuperă bani. Ei se face în parte, în comisie de acolo. Dacă toți sunt cuvântul, o să mă adică la nivel central, mai gândiți la așa. Este atribuția lor. Adică, supune la vot. Cine este pentru, mai bine nu ne asumăm. Da, trecem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului de uz pentru suprafața de 2 metri pătrați și a dreptului de ocupare temporară pentru suprafața de 385 metri pătrați din domeniul public în favoarea lui S.C. Del Gaz Drie, S.A. Târgu Mureș. Aici avem o solicitare, spune invitatea noastră, spune ceva. Cel de ne solicită pentru amplasarea 2 stâlpi pentru a se putea realiza rețelele de telecomunicații, un metru pătrat în satul Brăzila și un metru pătrat în satul Brăzici. Ei beneficiază de o lege specială în care li se acordă cu titlul gratuit dreptul de uz și servicii legale pentru aceste suprafețe pe perioada de existență a instalațiilor electrice. Și pentru că vor fi amplasate de domeniul public, e nevoie de acordul public, nu nevoie de avizul nostru. Vorba de 2 metri, adică 1 metru pătrat, nu fie care este. Cu titlul gratuit, nu ca să fie mic. Adică eu să ne dea nouă până în lați? Da, dar unii legi nu te umbeară. Nu există să dăm gratis. Pentru că este lege specială. Dacă există această posibilitate, nu acolo, ce se întâmplă? Nu mai pun oamenii în stâlpul?
Da, da. Tot timpul. Asta nu pune fără probleme. Absolut mult bun. Asta pune fără probleme. Și e gratis. Asta pune la vot gratis. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Câte? Abțineri? Una? Nu, eu sunt contra. Deci o abținere și un abon în Bădriu. Abținere domnul Busuiu și în Bădriu în Bădriu. Proiectul număr... Da, haideți că vreau să vă spun ceva și domnului Busuioc și domnului Melinte. Pe avize v-ați dat aviz favorabil? Ați semnat pe avize? Da. La proiectul numărul 5, dacă deci este dat favorabil, da? Pe așa, pe avize. Cu mențiune, mă menționează proiectul ăla. Deci abține-te, dacă nu se trece în 5, și în Bădriu se abține. Deci nu dacă e de acord, dar cine are cuvântul trebuie? Aștept. Deci trebuie să semne de mână? Este la ședință. Nu știu. Eu știu. Dezabsenție? Da. Trecem la proiectul numărul 3. Domnul Felinte, rămâne împotrivă? Da, da. Contra. Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții și rectificarea bugetului în 2023. Deci, am făcut cuvântul lui Car. Să vă spun, da, n-am făcut public pentru că am așteptat, în primul rând, votul de ministru, pe care l-am și obținut semnat trecută. Comuna Ilegiu face parte din cele 12 OAT-uri la nivel de județ, care au fost licitele pentru proiectul pe gaz. În felul acel proiect pe care o parte din consilieri de astăzi s-au opus acum, urmă. Se pare că, doamne, doamne, a ținut și noi și proiectul pe gaz este eligibil. Mi s-au arătat 12 milioane, înseamnă 120 de miliarde de lei. Nu știu, nu știu, uitați-vă ce ziceați să vă primul an, de ce vă așteptăm? Sunt 12 milioane de lei eligibili pentru o atelie de geo. Nu va fi o muncă simplă, pentru că noi avem experiența proiectelor mari și sunt luni, ani chiar, pot să spun, în care te străduiești să obții avizii, să obții acorduri, să faci documentații, dar USF-uri, până când începe, practic, execuția. Sunt încrezător că vom reuși să mișcăm cât mai repede căruța, mai ales că avem discuții deja purtate cu firma care ne va face fața din SF. Pentru că n-am avut bani suficienți prevăzuți în bugetul local în vederea încheierii contractului de achiziții a serviciilor de pentru SF, documentația, obținerea vizei și celelalte, am identificat în bugetul nostru și așa mic câteva sume pe care le-am luat de la obiective pe care nu le-am început încă sau pe care nici măcar nu vom începe, gen microbuze școlare verzi, pentru că se derulează acțiunea la nivel de inspectoratul școlar și atunci nu mai organizăm noi. Am strâns 130.000 din 3 obiective, bani care vor fi la nou, chiar prin senzativiză, n-aveam buget suficient, de înființare sistemului gaz. Discuțiile am avut cu doamna Camelia Ecuboaie, cea care se ocupă de partea de SF, nu sunt bani suficienți, în cont că noi am cerut 35 de milioane, ca și... Dar e un început. Sperăm ca, nu știu, undeva în primăvară să înceapă și execuția, dacă ne ajută Dumnezeu. Pentru că avem parte din avize obținute, numai dacă le-ar ține și cont de denumirea proiectului, pentru că inițial a avut o altă denumire, acum nu mai țin cont neapărat de cazul inteligent. Dacă vă amintiți discuția politică câteva luni urmă, exact era situația asta, că noi aveam un proiect care nu era denumit gaz inteligent și nicio nu inteligent, dar vă amintiți acum. Așa, repede, sunt 12 comuni din județul Bacău, de fapt nu doar comuni, sunt și orașe, Rămânești, Pornești, cu extindere. În zona noastră, doar Verzunțul mai este eligibil, dar la ei e o problemă destul de gravă, pentru că banii pe care i-au arondat, tot 12 milioane, s-ar putea să nu le ajungă să ducă rețeaua de la nivelul Traslăului, că rețeaua principală, Transgazul, trece prin spatele caselor noastre de aici, pe sub pădure și este la Doraneza. E, gândiți-vă că sunt 5-6 km până în Verzunț ca să ducă rețeaua. Aici avem un avantaj noi. Transgazul are conducta chiar pe terenul nostru, terenul este concesionat,
este problemă în proprietatea Consiliului Local, acolo în fața stângului unde e Livriancu. Urmează, de asta ne-am și urgentat ședința de astăzi, pentru ca să transmitem și să facem iată ședința pentru SF, facem SF-ul, urcăm în platformă, obținem avizele, certificat de urbanism și urmează ceilalți pași. A doilea punct la acest proiect e vorba de schimbarea ordinii de numire unei investiții pe care noi am prevăzut-o și la începutul anului trecut și la începutul acum celui anilor din urmă, cu înființarea de sistem de reabilitare cu apă în toate patru satele comunei, pentru că la Delendra Lugești avem sistem propriu, pentru că la Brătila urmează să scoatem licitație cu derebe de sistemul respectiv. La Hilegiu nu avea rost să menținem toate cele trei sate pe lucrare, pentru că ar trebui să obținem avize pentru toate cele patru sate și nu e o regulă. Discuțiile avute cu proiectantul, schimbăm denumirea în extindere rețea, pentru că, practic, în urma expertizei timp ce pe rețeaua existentă, acea băgată acolo 6-7 ani în România, a ieșit pozitivă, e în regulă, urmează să extindem și dincolo de pod și apoi să trecem în primăvara anului viitor, și primăvara pe rețeaua nouă. De acum încolo, având expertiza, schimbând denumirea, încheiem contract astăzi cu admire cu proiectantul pentru efectivarea restului de executat. Sperăm să fie o sumă nu foarte mare, ca să putem îngheța și direct, altfel am câștiga 20-30 de zile, eu știu câte din până la scoatea de licitație și poate în toamnă știu în cumva să dăm drumul la lucrare. Cel mai greu, din câte știu eu și cred că așa este, va fi supraversarea de sub râul Tanslău. Nu-i accept aerul să ne legăm de pod, a fost cel mai simplu, o luta izolată, iar lățimea Tanslăului în zona aceea de avala podului e considerabil, care e 150 de metri. În plus, Tanslău știm cu toții că la fiecare viitură pune probleme, trebuie băgat despre de adânc, într-o țeavă de protecție, acolo vin specialiști cu idei. Cred că asta a fost cel mai mult, dacă mă întrebați pe mine. Mai trebuie o supraversare la drumului acolo sus, în stația de autobuz, în dreptul rezervoarelor. Sunt vreo 10 cămini care trebuie să putem cu banii și apoi putem să dăm drumul pe rețeaua nouă, bineînțeles, cu apometri, cu cămini, așa cum prevede legea asta. Deci așa ce dau altfel. Am destul de experiență de sat în celălalt, unde este destul de greu să legăm acolo. Da, ce vreau să întreb? Păi de ce ăștia de la Acnair se opun chiar la de la Acnair? De ce se opun? Care ar fi motivul? Bănuiesc că podul este proprietatea lor, nu am vor să se... Asta, da? Bănuiesc, sigur, este proprietatea lor și nu vor să se încurce cu AT-ul, ținând cont că ei îl întrețin, îl îngrijesc. Dacă mă întrebați cum pe mine, ținând cont de vibrațiile care sunt pe pod și de stadiul podului de astăzi, că eu știu și cum arată, chiar am fost în zilele trecute cu doamna de la Țechia, urmează să curățăm albea asta în aval și în amandea râului, nu arată de rog bine. Sigur va fi băgat în reparații cât de repede. Sau chiar trebuie să îi impune, dacă mă întrebați pe mine. Acum, ei se încercare de ce. Clar, varianta este ei să o pun. Am avut discuția asta cu cei la până ieri și în momentul în care au făcut avizul vechi. Ei să o pun cam la orice. Da, ca da, 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 să vă spun că am plătit 10.000 lei un aviz pentru parcarea de la mine la capetul. Serios? 10.000 lei, uitați-vă, factură. Documentația pentru obținerea vizelor și mi-a dat să fac și o insulică ceva așa, ca să poți să intri. Eu vă zic, din 2022 vă vreați Dumnezeu care face și o casă la... Ca persoană juridică, să-și un avataj și să vedeți cam cum stau lucrurile. Dar cred că e și o zi. Vă spun eu, doi emisii asta a stat după avizile. Haideți să discutăm legat de... Să mai schimb. Nu mai dă nimeni la capete. Da. Da. Dacă mai avem, dacă avem ceva de mandat, prin ce program ordinul? Pe Anghelsalii. După ce discutăm proiectele astea două, dacă sunt întrebări, vreau să vă spun și de proiectul cu apă și canal, pentru că am venit acum de la București și am intervenit niște modificări acolo pe care o să trebuie să le facem cât de repede pentru a urgenta. Dar vă spun imediat că o să discutăm, ca să nu le amestecăm. Dacă sunt întrebări legate de apă și de canal, în casă. Cine este pentru? Da.
o precizare. Bugetul nu va suferi modificări nici la venituri, nici la venituri, nici la cheltuieli. Sumele rămân aceleași. Doar că sunt redistribuite către luate de la unele proiecte și redistribuite spre... Deci să rămânem lista de investiții. Uităm la un capitol da, deci suma la caz este 12 miliarde de lei, adică 120 miliarde de lei. 120 miliarde de lei. Nu ne ajunge, dar e un început foarte bun. Adică eu zicem, sunt trei mai mult. Cred că... 200 și un pic din mii de euro. Deci 200 de euro, 2 milioane și jumătate de euro. 2 milioane. Da, 120 miliarde de lei. Nu ajunge pentru toată rețeaua, dar e un început. Da, 2 milioane și jumătate. Prioritar pentru mine în domnirea Sărfierului este să ducem rețea de gaz pe tot ce înseamnă drum principal în întreaga comunitate. De aia am și păstrat denumirea tuturor. Avem 4 km care practic muncit din pomană, să spun între ghilimele, pentru că conducta către Brătila va trece prin Comuna Brăsănești și avea nevoie de un acord de la ei, pe care îl vom obține, cu toate că era destul spălată în acolo. Și pe bună dreptate, dacă mă întrebați pe mine. Da, pentru că sunt în... Da, de multe, pentru că și ei au conduta calitatea de tranzit. Deci e conduta și plăi. Comuna. În fine, prioritar este să ducem conducta pe drumul principal către Drăgădăreni, Drăgugești, Heligeu, Brătila. Apoi extindere, să ajungem noi acolo, să ducem gaz până în centru la Drăgugești și să fim nevoiți să facem extindere. Eu zic că e un pas mare, un pas pe care sper că după Heligeu vă luați Brătila, domnul primar, nu o luați acum Heligeu, Drăgugești, Drăgugești. Toate satele comune vor fi împărțite în mod egal. Eu voi fi cel care voi sta lângă doamna de la... N-am niciun interes, nu la Drăgugești și nu la Brătila. Pentru mine sunt toți la fel. Dar eu dacă cazul la toată lumea, nu e greu ajunge la bine ajunge la apa, ce da, haideți să trecem la diversie, următorul... Nu, peste altul, doamna, asta am spus. Dacă știți să comentați și să-mi puneți vorbe... Cine se scrie la cuvânt, la diversie, domnul Zărnescu, în numele Lindiei? Înainte de a de diversie, vreau să am început legat de apă și canal. Miercuri am primit un mail că am intrat în linie dreaptă, urmează să semnăm contract de finanțare pentru a putea da drumul la achiziții. Am fost el la Ministerul Dezvoltării pentru a avea o discuție cu cei de la juridic și cu cei de la investiții, pentru că au venit cu o propunere. Inițial m-a supărat, apoi m-am liniștit la cald și cred că e o decizie bună să prindem un proiect inițial și câteva branșamente, câteva sute de branșamente, ținând cont că foarte sigur vor fi în comună, în Sfânt Brătila și în Drăgugești, persoane care nu vor permite branșamentul, pentru că nu vorbim doar din branșament la curent, mă vorbim și un branșament la canalizare, la Brătila, de exemplu. Un branșament comun, apă și canal, ținând cont că trebuie 2.000 de metri investiții, cred că ajunge la 3-4 mii de lei din punctul de vedere, oricum cine le-ai face astăzi. Și atunci cei de la Minister au venit cu ideea ca în proiectul inițial să prindem și un număr de câteva sute de branșamente, cred că undeva vreo 450 de branșamente vom primi inițial, de prima fază. Problema rea e că noi nu avem bani pentru aceste branșamente. E recomandat de către Uniunea Europeană să existe și branșamente, pentru că din punctul de vedere altfel n-ar fi finalizare pe proiect. Ei spun că în momentul în care bagi un sistem de canalizare și de apă și o rețea, beneficiarii vor fi foarte puțini, că oamenii nu-și permis să se branșeze. Atunci tu, ca OAT, să fii cu impertinent punctul lor de vedere. Punctul de vedere e clar, la Brătila care din o viață întreagă cere apă și bună dreptate, în momentul în care o treacă rețeaua prin fața lui Elena Comar, clar, Elena va scoate buzunar 1000 de lei și va cumpăra un tub și un ce și va trage apă în curte. Pentru că au venit cu propunerea asta, atunci am avut discuție cu proiectantul, luni, pentru că este din vacanță săptămâna asta, luni mă întâlnesc cu dânsul, o să mergem pe neeligibil cu câteva sute de mii de lei, nu știu, 7-800 de mii cât vom încadra, ne vom îngreuna practic bugetul nostru într-un fel sau altul pentru viitorii ani, dar că o facem așa, că o băgam separat pe alt proiect, tot trebuia să ne vedem la un moment dat.
și așa partea noastră negligibilă, oricum o acoperăm în întregime. Și atunci sperăm ca la anul sau la peste 2 ani să găsim totuși o sursă de finanțare tot în cadrul Ministerului și cu siguranță vom găsi, pentru că eu din câte știu, din câte văd, mergând acum, trec că am o săptămână, pămână, merg în fiecare stat București, sunt mulți bani la nivel de Ministerul Dezvoltării prin PNRR, încă nu s-a început, nu cred că nici 1% din lucrările despre care se vorbește nu s-a început și asta numai din cauza că se pun foarte multe oprești la nivel de, de instituții ale statului. Practic ne împiedicăm unul pe celălalt. Îmi trebuie să 3 luni să obțin avizul de apă de România, 2 luni la mediu, o jumătate să vină la drumuri naționale, apoi ajunge dosarul la Ministerul Dezvoltării. Gândiți-vă voi că numai în comuna, în județul Bacău, sunt 90 de OAT-uri. 90 de OAT-uri, 90 de proiecte pe apă, de exemplu, depuse, din care 12 au fost, 13 au fost eligibile. Deci toate proiectele astea pe mâna unui om care trebuie să le și verifice. Nu este foarte simplu și nu sunt apărătorul lor. E clar că volumul de lucru este foarte mare și banii de acolo vor fi cheltuiți. Dacă mă întrebați pe mine, teama mea, nu este de finalizare acestui proiect. Se va finaliza. Când voi termina eu, când voi termina după mine, asta puteți mai puțin. Va fi o problemă legată de constructor. Nu vor fi constructori destul de puternici și de mulți în zonă care să poată duce la capăt proiecte de genul ăsta. Pentru că vorbim de un proiect de 340 de milioane, înseamnă 340 de miliarde vechi, adică 7 milioane de euro, bani pe care constructorul trebuie să-i aducă la dispoziție. Bineînțeles, în întregime. Pentru că banii se fac, se plătesc de către Ministerul Dezvoltării, nu prin primăria Ilegiu, adică nu se îmbogățește primarul, asta este clar. Banii vin de acolo, doar în baza anexelor și în baza situației de lucrări. Dar nu vin azi de pui și mâine ei banii. Tu trebuie să faci lucrările, trebuie să muncești o mână de zile, trebuie cu el, eu nu știu cum stau lucrurile pe constructor, vin cu fața de lucrări, o aprobă din cintile, o trimite cu contactul către Ministerul Dezvoltării și abia luna viitoare va primi banii respectivi. Deci, clar, firma care va lua asemenea lucrări mari trebuie să fie firme puternice. Să vedem cine se va înscrie la licitație și cine va câștiga. Eu am o temă vis-a-vis de firmele mari care vor putea lua de setul mulți. Ținând cont că când vorbești de alimentare cu apă, nu e o lucrare foarte grea, dar când vorbești de canalizare într-un sat ca Drăgucești sau într-un sat ca Brătila, și voi știți cu toții geografia și formele de relief din comuna noastră, trebuie să fii specialist. O pantă dată greșit, îți bagă rahatul în curte. Sau o pompă pusă acolo unde nu trebuie, și două familii care aruncă morcovi la canalizare, ai stricat în pompa. Vom vedea. Știu că la Brăstănești au fost scos de 2 ori la licitație un proiect pe asfalt pentru tot pe Angersalin. Adică, și nu-i Brăstăneștiul singura comună, știu multe comune, pentru că au fost primării care aveau proiectele finalizate pe Angersalin și au câștigat pași. Mai ales că au fost lucrări mai mici, de 7 milioane care de 1 milion, 1,5 milioane de euro, știi? Și atunci se urmează mult mai simplu. Noi ne trebuie 3 luni să fac ridicări de top. Ca să fac ridicări de top, între ele îndrăguși pentru canalizare și pentru apă, pentru că, practic, la canalizare și la apă, ridicarea top este cel mai important studiu. Nu poate să dea greș, că o contrapantă sau o îți încurcă proiectul. Ei, să măsori 50 de kilometri, cam atât avem de stres, traducții, aducțiunii, unde va veni captarea, unde să fie rezervorul, nu e simplu. Trec termeni, e clar. Va fi lucrare grea. Eu cred că se văd și la capă și Dumnezeu e mare și o să ne susțin. Domnul primar, trebuie apă neapărat la lucrare. Cât mai repede apă. De asta ne chinuim, fără. Cât mai repede apă trebuie, nu mai... Da. Domnul Zărnescu, aveți cuvântul? Domnul primar, iluminată la probleme la noi când plouă, funcționează. Când nu plouă, de apă. Este unde a dat? Când au plouat, a mers. Când nu mai plouă, nimic. E ceva un contact care nu strâns, care nu... La Moca ne-a plouă sus. Dar au venit ce mai sunat, nu la Moca. Ce bine, nu au făcut nimic, tot la fel a rămas, dacă plouă... Și nu s-a prins de acum? Nu s-a prins. Nu mai e tichitul ceva, dar de remus. Da, de remus. Ești cu rezolvatul la Moca, dat un... Hai, de bine. De la plouă, am spus, când a plouă, s-a prins. Când nu plouă, nu s-a prins. Deci eu vă spun sincer că legat de NATO vă rupic, eu sunt legat la mâine. Pentru faptul că plătim foarte mult bani către firma care a venit în locul Sorii. Sorii era parte. Dacă nu persoană fizică, într-un fel sau altul, cu costuri mici. Deci vine o firmă mai mare, clar, costurile sunt mai mari, dar să angajați mai mult, nu știu ce. Nu sunt vinovați în firmă mare. Toată problema este legată de gaz. Pentru că rețelele noastre în zonă sunt rețele vechi. Nu au investit nimic în rețele. Vorbim de niște conductori de aluminiu de acum 40 de ani, 50 de ani,
care la căldură sau la rece se contractă, se delată. Noi vorbim că toți dintre noi ne-am pus muce la poartă, din fierele alea. La fiecare ploaie, au bătut vântul din o luat la acoperișe. Dar ce spune că la o posesiune din loc, asta e altceva. Clar, un scurt. Adică mai ne-a lucit dacă la mine am de vreo să nu te spune. Da, eu vă zic, eu dau lucrurile. Când a fost centimetru, dacă nu merg, nu merg. Dacă nu schimbați, domnule. Că tăi oameni care sunt competenți și gata. Asta încerc să-ți explic, că nu depinde de omul ăla. În momentul în care a bătut vântul și... Domnul primar, dar atunci nu bătut și vântul cum a trimat domnul primar. A bătut vântul acum, dar atunci... Tot după omul ăla. Și cum adică? Când plouă, s-a prins, nu mai plouă, gata, se stinge, nu mai merg. Cred că nu este un fir care nu-i legată lumea. S-ar putea ca vreo lună să mai vin loc pentru lumea de loc. Dar măcar cât sunt bani, să vin colis cu toți. Adică la Delen, la Drăgurie, mergi, la plătit la Bucaia, nu mergi. Dar o să nu. Al doilea, am problemă. A doua problemă este să ne ies o colo Silvic, să ducem vacă de la Bucaia și dăm la apă la Marișca. Faceți negocieri cu toți pescători de animale și mă merg la șeful de ocol să văd cum stau lucrurile. Nu caută că dacă și așa după Revoluție, au intrat din Islanz, au luat pământul și gata. Ce s-a opus cineva? Pădurată s-a opus. Un oameni. Da, un vacă, dar sunt oameni. Adică merg vacile la adăpa sau nu merg? Nu merg domnule vacile acolo, nu-i dă voie să duc acolo. Mocani? Da. Să nici la liberaia acolo, cum era la liberaia acolo, mai era pădurul, nu mai era pădurul. Faceți negociere numele toților crescători de animale de acolo și unul e personal pe ea. Dar nu cred să fie o problemă, dacă mă întrebați pe mine. Acum omul nu este geografic, caută să-mi bage o elită în pădurii. Aici e altă discuție. Dar nu-i nevoie, e problema de bași. Știi? De bași, nu, de bași. Cât de bași bași acolo, nu mă oameni. Da, deci ai ce să pun la pădurii. Dar eu știu să faci o cerere, cum vine de loc și mă duc eu. Da, mulțumim. Domnul Melinte? Ședința asta era la sfârșitul lunii. Acum noi nu mai știm când e. E la început, e la jumătate. Ședința de Consiliul Local face ori de câte ori este nevoie și când se impune. Dacă cumva scrieți că e ședința ordinară. Aia e extraordinară, puneți că... Asta e ordinară, domnul Melinte. Și era puse la sfârșitul lunii, totdeauna. Era pus la sfârșitul lunii pentru că nu aveam urgenții așa cum avem acum. Tocmai aia am spus la începutul ședinței că pentru a modifica cât mai repede lista de investiții cu cele două obiective foarte importante, am hotărât să o facem marți. Marțea care vine, vom avea una extraordinară, dacă sunteți de acord, pentru că vreau să vă spun de la început, dar am luat cu discuția, să o facem la fel online, pentru că trebuie să modificăm devizul de la Apă și Canal, să pot trimite către... Sigur, da. Dar e bun să știi. Bun, ceva mai să facem. Nu, dar ședințele sunt... Dacă vă spunem, 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 vă spunem